Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Alba Iulia, au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a trei funcționari din cadrul APIA Hunedoara, precum și a primarului și a fostului viceprimar din comunal Lunca Cerni. În cauză s-au dispus măsuri asiguratorii, iar dosarele au fost trimise spre judecare la Tribunalul Hunedoara, cei vizați fiind acuzați de fraudarea fondurilor europene. Potrivit comunicatelor emise de DNA Alba Iulia, în rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt. În perioada 2013-2014, inculpata Isabela I., în calitate de funcționar în cadrul APIA Hunedoara, ar fi ajutat un fermier să obțină fonduri europene în valoare totală de 386.305 lei prin corectarea nelegală a unor suprapuneri de parcele de teren, astfel încât fermierului să nu i se retragă suprafețele respective de la plată. Se specifică în comunicatul oficial. De asemenea, procurorii din cadrul DNA, Serviciul Teritorial Alba Iulia, au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a altor patru inculpați. Este vorba de primarul și fostul viceprimar al comunei Lunca Cerni pentru dare de mită în formă continuată în valoare de 180.000 de lei și folosirea de documente false, inexacte sau incomplete pentru obținerea pe nedrept de fonduri europene în perioada 2012-2015. În același dosar sunt inculpați și fostul șef al APIA Hunedoara, Florin O. și Ovidiu I., angajat al APIA Hunedoara, pentru luare de mită, complicitate la luare de mită, folosirea de documente false și fraudă informatică. Mecanismul de comitere a faptelor ar fi presupus identificarea de către primarul și viceprimarul comunei Lunca Cerni a unei persoane de încredere care ar fi acceptat să depună cererea la APIA și să solicite sprijin pentru o suprafață de 30 de hectare pe care primăria Lunca Cerni de Jos i-o punea la dispoziție prin încheierea unui contract de închiriere. Ulterior, sumele de bani decontate de APIA ar fi fost retrase de la bancomat și remise fostului șef al APIA Hunedoara. Se arată în rechizitoriu. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în cauză, iar până la sentința instanței trebuie respectată prezumția de nevinovăție a inculpaților.